Hai că am ajuns și pe scenă la The Concert Drive-In, un concert premieră în România, pentru că după cum puteți vedea, spectatorii de data asta sunt în mașini. În seara asta urcă pe scenă Roxanne, Alina Eremia, Carlos Dreams și Antonia, iar noi avem câte un mic interviu cu fiecare. Vreau și eu odată cu voi. Pam, pam! Pe cine vreți să vedeți în seara asta? Care e preferatul? Carlos Dreams. Nu vezi? Băi, să știi că te-am recunoscut puțin, dar nu știam sigur dacă ești tu. M-am baricadat așa. Da? Ce faceți voi aici pe mașină? Încercăm să facem niște poze. Și... Oh, eroina! Oh, oh, eroina! Oh, oh, eroina mea! Oh, eroina! Eroina! Ce părere ai tu de genul ăsta de eveniment? Deocamdată bună, încă n-am cântat, dar inițiativa este foarte binevenită. De fapt, orice inițiativă în sensul ăsta este binevenită. Cum crezi tu că va fi experiența pe scenă, ținând cont că publicul e în mașină și nu spectator ca de obicei? Habar n-am și în ultimul timp am început să urăsc speculațiile. Suntem pregătiți de show? Da. Nu cât putem noi să fim de pregătiți totuși. Vârsta, băieță, 68 de ani, 68 de ani. Uririlash khallaytini sir majnun treka treka kull el nas qalu treka ala tul treka treka kull el haki min waraya mish ma'ul treka treka mish ma'ul treka treka mish ma'ul treka treka watching. Vibe-ul pe scenă a fost una, sincer, a fost ciudățel, așa, știi că așteptam țipete, dar în schimb am primit claxoane. Deci a fost foarte bine. Cum a fost primit claxoane în loc de aplauze? Da, mai bine decât nimic. Nu, a fost foarte frumos și oamenii au făcut o atmosferă foarte frumoasă și m-am bucurat și am avut niște emoții. De obicei ai emoții înainte de concert? De fiecare dată am emoții, da. Emoționant, da, atât. Emoționant, dar și frumos și am fost foarte fericit. Abia așteptam să... aveam așa o energie, trebuia să descarc și a fost superb. Nu mi-am creat niciun fel de așteptări. Am venit cu o energie foarte bună, cu un dor imens de scenă. De cât timp un concert? De când s-a instalat toată nebunia cu autoizolarea, de atunci, cu o săptămână înainte de toată povestea cu pandemia. Deci cred că vreo 3 luni de zile, cam așa, să fiu departe de scenă a fost îngrozitor. A fost cel mai rău coșmar și nu știu dacă se citește bucuria pe chipul meu, dar sunt încă foarte entuziasmată, deși am coborât de jumătate de oră de pe scenă. Încă sunt foarte entuziasmată și chiar dacă oamenii au stat în mașină, nu știu, am simțit că se bucură de moment. Au claxonat și paraclaxonat. Cum a fost să primești claxoane în loc de aplauze? În loc de țipete și aplauze? M-aș putea obișnui și cu asta, important. Important e să cântăm oamenilor și să existe actul ăsta artistic, să existe transferul ăsta de energie atât de frumos, să existe muzică live. Eu asta îmi doresc cel mai tare și mă bucur că oamenii au acceptat invitația asta, deși într-adevăr este un experiment așa cum ai precizat și tu. Eu zic că a fost extrem de binevenit și a respectat toate regulile ca toată lumea să fie safe. Și atunci, iată că s-a întâmplat. Aș vrea să fiu paharul care îți atinge buzele. Aș vrea să fiu și strada care îți simte tălpile. Încerc și cu privirea să îți înlătur hainele, dar nu mai lasă. A fost primul concert drive-in și a fost extraordinar. Nu știu, toți oamenii cu clansoanele erau, nu știu, cumva m-am simțit ca la un concert normal. Eram împlinită, efectiv eram acolo în zona mea, eram la mine acasă pe scenă și asta mi-am dorit, adică nu că mi-am dorit, am așteptat de când, de 2 luni, tot aștept și uite că s-a întâmplat. Cum a fost să primești claxoane în loc de aplauze? A fost minunat. Când eram în Cluj, aveam tot timpul panouri că nu au voie claxoanele și nu se auzeau claxoane. Și acum am putut să le aud pe toate. Cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.